Singurul cățel care nu poate fi dresat, foarte căpos. Și comentariul nu face referire la Samoyed, pentru că cel puțin Atos e un elev de nota 10, ci la rasa bulldog francez. Dar este cât se poate de fals. Poate fi dresat, este într-adevăr foarte încăpățânat, însă sunt rase care sunt extrem de încăpățânate pe lângă bulldogul francez. În general, bulldogul francez are tendința tot timpul de a face tot felul de prostii. Sunt iubitori din calea afară, însă sunt dornici de lucru. Din experiența mea cu bulldogii francezi pot să spun liniștit și împăcat, bulldogul francez e un câine care lucrează chiar bine. Chiar bine. Cu motivația corectă, bulldogul francez va lucra. Va lucra. Teoretic, nici Samoyedul nu poate fi dresat pentru că e foarte încăpățânat. Sunt într-adevăr și samoiezii câini încăpățânați, dar asta nu înseamnă că nu poate fi dresat. Așa că dacă ai un bulldog francez, motivează-l și o să vezi că o să ai un câine dornic de lucru, dornic să-ți facă pe plac. Așa e Atos. Ia zi.